Kozanak de post, cu borș, cacao și nucă. Începem cu maiaua. Într-un vas am pus 400 de grame de făină. Punem 20 de grame de drojdie proaspătă, o linguriță de zahăr și 100 de mililitri de borș. Amestecăm și lăsăm la dospit. Până își dublează volumul. Într-un vas punem 200 de mililitri de borș, adăugăm zahărul, praful de sare, esența de rom, o linguriță de nuc ușoară, o linguriță ghimbir, o linguriță de curcumă. Amestecăm bine toate ingredientele și le adăugăm peste maiaua crescută, dospită. Amestecăm totul cu o paletă. Apoi adăugăm puțin ulei și frământăm cu mâna. Transferăm aluatul pe masa de lucru, unde am presurat puțină făină. Îl împărțim în două. Într-o parte mai adăugăm făină și puțin ulei și frământăm. Obținem un aluat potrivit de tare. Și în cealaltă parte adăugăm 25 de grame de cacao, frământăm până o incorporăm bine. Și dacă mai este nevoie, adăugăm făină și frământăm bine aluatul. Acum le punem la crescut pe fiecare în câte un vas, până își dublează volumul. Cât timp aluatul alb și maro crește, facem umplutura din 200 de grame de nucă măcinată, 100 de grame de zahăr, esență de rom și circa 60 de mililitri de apă fierbinte. Nuca absorbe bine toată apa. După ce aluatul a crescut, întindem prima foaie albă pe hârtie de copt, apoi întindem și pe cea maro. Pe foaia albă punem umplutura de nucă. Punem deasupra foaia maro.
și răsucim. După ce am răsucit, pe hârtia de copt am uns cu mâna puțin ulei, am presurat zahăr și cacao, apoi am trecut cozonacul rulat peste zahăr și cacao, l-am pus într-o tavă tapetată cu unt și cu hârtie de copt și am dat la cuptor la 200 de grade circa 10 minute, apoi am lăsat cuptorul la 180 circa 40-50 de minute. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Sper să vă fie de folos această rețetă. Este foarte, foarte bună. Este de post. Vă aștept și pe canalul meu de prăjituri cu Camelia pe YouTube. Acolo găsiți foarte multe rețete, peste 300, dulci și sărate. Vă doresc multă sănătate și numai bine. Ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!